Salutare tuturor, eu sunt gospodarul casei, bine ați revenit pe pagina mea. Astăzi, ca de fiecare dată, am venit cu ceva nou. Ce avem aici este o cameră în care a fost pus parchet laminat, ceva mai vechi, vorbim de acum 15 ani. L-am decopertat și am decis să schimbăm parchetul cu un model mai nou și totodată să punem și o încălzire în pacoseală, dar ceva electric. Adică ceva să suplimenteze încălzirea clasică pe centrală, pe casă. Bun, în momentul în care am decopertat parchetul vechi, după cum observăm, cine a construit la momentul respectiv a folosit o termoizolație de interior pe bază de zmoală. Nu știu dacă se folosește, dacă este bine că s-a folosit. Ideea este că miroase foarte tare. Mirosea foarte tare și înainte și am decis să o curățăm, să turnăm o șapă de egalizare, deci atenție, de egalizare, nu șapă autonivelantă, pentru că aceea trebuie turnată la un strat foarte subțire de maxim 2 cm și noi o să turnăm undeva la 3 cm sau 3 cm jumătate, să încărcăm un pic mai mult suprafața actuală și totodată o să și îndreptăm manual, pentru că șapa aceea de egalizare nu este autonivelată și va trebui să luăm o nivelă și să egalizăm, mă rog, să o aducem la același nivel manual. Bun, o să întrebați acum cum dezlipim această zmoară, că este peste tot, observăm, se observă pete mici peste tot lipite de placa de beton veche și probabil o să spuneți, folosim o rangă, clasic, începem să dăm cu ranga, observăm că ne chinuim foarte tare și atunci, ca să optimizăm puțin activitatea, avem nevoie de un ciocan rotopercutor. Atenție, nu o mașină normală, trebuie să fie un ciocan rotopercutor. Să observă, el are o funcție de ciocan, deci doar ciocan, adică o funcție de pick hammer, deci nu cea de aici, care și rotește burghiu. Această funcție doar pulsează ca un pick hammer mai mic în spiral sau, mă rog, în dalta care o vom atașa în capul ciocanului rotopercutor. Și avem nevoie de ceva de genul. Este practic o daltă puțin ascuțită. Pe modelul este destul pentru că asta suportă ciocanul respectiv. O înfigem, o fixăm cum dorim să dăm, dacă dorim să dăm din poziția aceasta sau dacă dorim să dăm din poziția drept, adică poziția aceasta, va trebui să rotim un pic data, ulterior schimbăm înapoi pe funcția de ciocan și ne apucăm de treabă. O să fac o demonstrație mică, să vedem cum funcționează. Ia să filmăm un pic mai aproape. O să dăm un pic pe aici. Ia să vedem. Bun. Deci cam asta este activitatea pe care o desfășura în următoarea oră. Voi încerca să curăț toată pelicula de zmoară care s-a infiltrat, mă rog, care s-a lipit practic de placa veche de beton. Ulterior curățăm foarte bine praful, posibil să dăm o amorță, dar vom vedea asta ulterior. Cam așa arată camera după ce am curățat tot ce am putut. Am ajuns la capitolul șapă. Este o șapă de egalizare. Noi am folosit ceva de la Deblast, top 2 se numește. Poate fi turnată de maxim 20 de mm grosime. Asta înseamnă că putem jongla un pic cu lățimea și, mă rog, grosimea șapei. Am folosit o roabă pentru a amesteca materialul, pentru că nu avem o
betonieră și facem manual, fiind camera mică nu este necesară betonieră. O să începem cu o fâșie de 80 de cm, ne ducem până în capăt, după care mai turnăm una de 80 și venim pe mijloc cu restul, folosindu-ne de acest treptar, care observăm are inserții cu inserții de măsură, adică pe principiul bolococului, astfel încât să mergem drept și să nu ne abatem de la grosimea șapei de egalizare. Bun, acum continuăm. Cam așa arată o șapă de egalizare turnată manual. Posibil să nu mai fie nevoie de șapă autonivelantă pentru că am încercat să o păstrez cât de drept se poate. Se observă mici probleme pe la margini, dar le voi corecta ulterior cu un gled sau ceva similar. Deci, cam așa se pune o șapă autonivelantă de 3,6 mm aproximativ.